Trăim într-o societate modernă, de succes, în care avem totul la dispoziție. Și totuși, suntem într-un procent din ce în ce mai mare stresați, anxioși, depresivi. Și nu vorbim doar de adulți, ci și de cei mai tineri dintre noi. Într-o cultură toxică în care individul se simte înstrăinat emoțional, întrebarea este cum reușim să ne păstrăm sănătoși, fizic și mental, și cum ne afectează pe fiecare propriul bagaj emoțional. Discutăm cu Sorin Lucaci, psiholog. Bine te-am găsit, Sorin! Mulțumesc pentru invitație. O plăcere de fiecare dată să te afli aici între prieteni. Și uite cu ce subiect vii. Cultura toxică. Un subiect despre care noi am pomenit și pe care l-am așteptat cu mare drag, pentru că aș vrea să-i anunț pe telespectatori că pe data de 16-17 octombrie va veni la București celebrul Gabor Mate. Va ține conferințe în aceste două zile și cu această ocazie va lansa și cartea Iată, mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică, carte pe care a scris-o împreună cu fiul său, Daniel Mate, și care va fi publicată în portofoliul editurii Herald. Deci, iată, va fi și lansare de carte și conferință. Ne bucurăm foarte mult și cred că orice venire a lui sau revenire a lui Gabor Mate, pentru că el a mai fost în țară, în România, este un prilej de bucurie, de cu atât mai mult cu cât vorbim despre un subiect arzător, nu doar pentru faptul că Gabor Mate mai scoate încă o carte, dar vorbim despre cultura, cum spuneai tu, vorbim despre societatea toxică, despre cultura toxică, și el chiar vorbește în cartea Mitul Normalității, vorbește despre felul în care în societățile occidentale a crescut incidența bolilor cronice, a crescut incidența bolilor mentale și mai ales a tulburărilor de comportament și a tulburărilor de personalitate. Eu chiar am venit cu, pentru că, și am să spun, pentru că eu am acest bun obicei de a veni în emisiunea ta cu cărți pe diverse subiecte, de data aceasta îi anunț pe telespectatori, cartea este în tipar, urmează să apară, să fie publicată. O pot găsi pe site-ul editurii Herald în momentul de față cu precomandă. Okay. Așa, și ceea ce vreau să spun este faptul că consumul de medicamente, spune Gabor Mate în carte, pe bază de rețete, sau de asemenea hipertensiunea arterială, bolile cardiovasculare, au o incidență foarte, foarte mare. Uite, ADHD, și practic, exemplu, Mate, Gabor Mate, își argumentează teoria din această carte, faptul că o mare parte din ceea ce pare normal în societatea noastră nu este nici sănătos, nu este nici natural, nu este nici normal. Și pentru asta a îndeplinit criteriile de normalitate ale societății moderne înseamnă, de fapt, conformarea noastră a oamenilor la cerințe care sunt profund anormale în ceea ce privește nevoile noastre umane. Și la nivel fiziologic, și la nivel spiritual, și la nivel psihoemoțional. Noi am mai vorbit despre Daniel Siegel, un alt autor foarte drag nouă și este autor Herald. Iar Daniel Siegel scrie pe coperta 4 a acestei cărți despre cartea lui Gabor Mate. Spune așa, Gabor Mate și Daniel Mate au creat o resursă magnifică pentru noi toți în Mitul Normalității, o lucrare puternică, profundă, plină de știință, plină de povești inspiraționale, care ne ajută să vedem cum stresul și mai ales traumele despre care noi am vorbit atât de mult din cultura noastră ne modelează bunăstarea în toate fațetele sale. Și spune Gabor Mate, îmi place foarte mult, mi-am extras un citat din ceea ce spune el. Spune Gabor Mate în carte, dacă noi, pentru că tot timpul ne întrebăm de unde vin anumite tulburări, de unde vin anumite, care sunt cauzele bolilor, și ne ducem în medicina clasică pe care noi o știm, tradițională. Da. Și el spune așa, dacă am putea începe să privim boala în sine, nu ca pe o întorsătură crudă a sorții. Doamne, dar de ce ni s-a întâmplat mie? Și acum ne gândim la persoanele bolnave de boli, de boli incurabile, poate, degenerative și așa mai departe, cancer, leucemie, de o întorsătură crudă a sorții sau ca pe un mister nefast, ci mai degrabă trebuie să o înțelegem ca pe o consecință așteptată și prin urmare normală a unor circumstanțe anormale, nenaturale. Iar acest lucru ar avea implicații revoluționare pentru modul în care noi abordăm tot ceea ce ține de sănătate. Și corpurile și mințile bolnave nu ar mai fi privite, cum spune Gabor Mate, ca niște patologii individuale, luat individul ca atare. Bun, societatea,
cultura toxică despre care tu pomeneai mai devreme are un rol în aceste, în determinarea și cauzalitatea până la urmă a acestor boli, indiferent că vorbim de boli de natură strict fiziologică sau că vorbim despre boli de natură, să spunem, psihoemoționale. Ne ducem noi și am mai discutat și telespectatorii știu despre zona psihosomaticii. Care este legătura dintre emoțiile noastre, așa cum care spune și Gabor Mate? Se magazinează acolo, da, în corp. Absolut. Da? Care este legătura între emoțiile noastre, răni, cum le numește Gabor Mate, și bolile pe care noi le dezvoltăm în timp. Da, uite, mă gândesc că sunt foarte mulți oameni, de exemplu, care suferă de alergii, da? Știi prea bine că este o corelație între, să zicem, mâncare, da? Și alergiile absolut. Care apar. Adică sunt tot felul de legături, dar nu suntem conștienți de ele. Clar nu suntem. Uite, eu fac legătura și este o legătură firească și sunt convins că și el a făcut-o, Gabor Mate, când a scris această carte. Eu fac legătura între cartea lui Mitul Normalității, Trauma, Boala și Vindecarea într-o cultură toxică și o altă carte publicată tot la editura Herald, unde a oferit și o sesiune de autografe când a fost în urmă cu 3-4 ani, Pe tărâmul fantomelor înfometate, prizonieri în lumea dependenței. Pentru că el este cel mai renumit medic, psihoterapeut și specialist în adicții, în dependențe și în traume. Și practic există o corelare, cum spuneai tu, între anumite boli. Dacă stăm puțin să ne gândim, traumele din copilărie, emoțiile neprocesate, cum spune Gabor Mate, aceste răni care ne urmăresc toată viața, care este de fapt cauzalitatea lor? Aceste traume din copilărie, la ce duc ele? Duc la dependență. Ce spune Gabor Mate că este dependența? Da? Ea, practic, ia locul, nu este de fapt o plăcere, ci pur și simplu, dependența respectivă, comportamentul adictiv, umple un vid, umple un gol al persoanei respective. Ce face persoana respectivă? Neprocesând aceste și nevindecând până la urmă aceste răni și aceste traume. Dependențele. Tutun, alcool droguri. Droguri, pentru că el despre asta cu asta se ocupă. În centrul din Vancouver, din Canada, unde are o expertiză clinică de peste 4 decenii. Apar dependențele. Dependențele acestea, la ce duc ele, de fapt? La boli. Deci dacă stăm, e foarte ușor de văzut, e o chestie ca o spirală, care pornește din punctul A și ajunge în punctul B. Și dacă noi suntem interesați să găsim această cauzalitate a traumelor, a rănilor și a felului în care societatea modernă și cultura toxică și mai ales stresul de zi cu zi pe care noi îl resimțim, el se adună. Traumele și stresul se adună și ajungem la o anumită vârstă unde, repet, cum ai spus tu, dezvoltăm anumite boli incurabile și ne întrebăm. Și bineînțeles că începem să dăm vina pe divinitate, este, de ce, Doamne, mi se întâmplă numai mie și mai departe. Dacă stai bine să te gândești, ele au toate o legătură. Da, uite, și apropo de adicții, că suntem așa obișnuiți să uităm în showbiz, unde este multă strălucire și știi că sunt staruri, da, care le au pe toate, sunt faimoase, au bani, se întorci cu lopata, da, practic ar putea să trăiască 50 de vieți de acum înainte, ai să zice nu, că le nu le lipsește nimic, da, nimic. Și de ce nu sunt fericiți, de ce se aruncă în alcool, de ce se aruncă în droguri, tocmai pentru că, uite, unii au fost traumatizați din copilărie, absolut, au fost săraci sau cine știe, au fost abuzați și așa mai departe, sau nu găsesc sensul vieții. Nu găsesc sensul vieții, au nevoie de un factor extern care să-i facă fericiți sau poate nu suportă presiunea imensă, socială, care se pune prin prisma faimei lor. Nici nu apelează la un psihoterapeut cu care ar putea să lucreze și să-și vindece acele răni. Și iată la ce ajungem. Și mai urmăream într-o conferință de-a lui Gabor Mate ce spunea apropo de aceste boli ale secolului, da? Bolile moderne, cum ar fi și ADHD-ul, de exemplu. Da? Sau depresia, pentru că la un moment dat toți probabil trecem prin astfel de episoade și se referea la niște tineri care suferă de ADHD,
care iau medicație pentru ADHD și există acolo în Canada, dacă nu mă înșel, un centru care, să zic așa, studiază efectele asupra medicamentelor acestea care sunt prescrise pentru vindecarea, în ghilimele, ADHD-ului. Adică, apropo de această spirală despre care vorbeai. Și iarăși, că tot ai pomenit despre ADHD, el a mai scos o carte, tot publicată la Herald, care se ocupă exact de problema ADHD, minții împrăștiate. Și acolo el spune că unul dintre copii, dacă nu mă înșel, el având trei copii, unul dintre copii suferea de ADHD. Și el spune despre faptul că noi suntem obișnuiți să ne uităm la ADHD ca o problemă de regulă a copiilor. Da. Cu tot ceea uite-l ce presupune. Uite că e agitat, îl vezi că nu are focus, nu are concentrare, că e agitat, uite, da, el are dar o problemă. Dar există ADHD într-o formă, să spunem, mai mică și într-o formă funcțională. Adică poți să fii funcțional din punct de vedere social, să ai un job, să te descurci, să ai familie și așa mai departe, dar să ai o formă mai ușoară de ADHD, care practic se vede prin comportamentul tău la fel. Nu ai răbdare, nu-ți găsești locul și așa mai departe. Deci iată, și în cartea Minții Împrăștiate, el și ce place mie la Gabor Mate este că el, cu blândețe, cu empatie și mai ales, aș spune eu, cu curaj, abordează niște probleme ale noastre, ale oamenilor, pentru că și traumele, și rănile, și ADHD-ul, și dependențele, iată, și stresul, și mitul acesta pe care încercăm noi să-l demontăm, mitul normalității, sau am spus eu, mitul falsei normalități pe care ni le inoculează societatea modernă și cultura toxică, el vorbește despre aceste lucruri. Și mă bucură, spun sincer, mă bucură venirea lui la București. Mi-aș dori să mai revină și în perioada următoare, în anii următori, pentru că are foarte multe lucruri de spus și ce-mi place este că el, uite, le sintetizează. Discută, se gândește, reflectează asupra lor și vine și ni le oferă nouă. Într-o formă accesibilă, desigur. Pentru că noi cu toții ne gândim poate la aceste idei ale lui Gabor Mate. Măi, stresul îmi afectează viața, da, și sănătatea. Sistemul imunitar la fel îl afectează. Viața mea de cuplu, viața mea cu copiii și așa mai departe. Ce pot să fac eu, ce ține de mine, să-mi îmbunătățesc relațiile, să renunț la aceste tipare relaționale disfuncționale care m-au urmărit încă din copilărie și ce pot eu să fac ca să mă schimb și să fiu un om sănătos și normal într-o societate anormală. Uite, apropo de cultură toxică, știi prea bine că se vorbește și despre cultură organizațională. Absolut. Toxică. Poate că și de acolo, nu, și cred că mulți dintre noi își iau de acolo aceste afecțiuni despre care vorbim, despre burnout, despre stres, nopți nedormite, insomnii, depresii și așa mai departe. Acea cultură sufocantă, simți că, nu? Ești acolo într-o oală, știi, pusă pe foc, da, și la un moment dat explodezi. Explodează. Da. Vorbeai de asemenea despre regimul alimentar, cât este de important și care este legătura între dependența alimentară, comportamentul compulsiv, mâncatul compulsiv, emoțional despre care noi am mai povestit, și dependențe și starea mea de sănătate. La fel, am mult de muncă. Mă concentrez foarte mult pe muncă, multe ore, indiferent că le fac, nu știu, acasă sau la birou. Timp în care eu mănânc, încerc, mâncând, mâncatul acesta compulsiv emoțional, încearcă să acopere un gol emoțional, da? Eu ce fac? Mănânc. Eu nici măcar nu mai realizez că, de fapt, mănânc e un fel de a spune, că îngurgitez, nu știu, tot ce îmi vine mecanic, la... Așa, da. Exact, da? Și, în general, mâncare... junk food și, exact, și fast food, da, pe care eu nici măcar organismul meu nu mai digeră, da, cum trebuie, da, este practic un mecanism, un automatism prin care eu încerc să umplu acel gol. Iată, încă o dată, câte legături se fac între toate aceste lucruri și cum ne afectează, pornind de la această societate toxică, cum ne afectează pe noi sănătatea noastră în viața de zi cu zi? Da, uite, apropo de soluții, ok, suntem conștienți că trăim într-o cultură toxică, da? Ce pârghii avem? Cum ieșim din asta?
Păi uite, aș începe acum că tot vorbim despre Gabor Mate și despre cartea lui, aș începe cu această carte. Da. Avem pasul, începem cu ea, o citim. Pasul 1, da? Conștientizarea. Da? Conștientizăm că avem niște probleme. Citim această carte. Probabil că pe lângă această carte mai citim și altele ale lui Gabor Mate. When body says no, când corpul spune nu, cred exact. Că trebuie să fie acolo pe listă. După acești pași, important este să mă gândesc, bun, după conștientizare, ce urmează? Cum spune și el, vindecarea. Uh-huh. Cum pot eu să vindec? Deci apelarea la un specialist, la un psihoterapeut, este extrem de importantă. Și aici cumva parafrazez o bună prietenă, Daniela Dumitrescu, psiholog și psihoterapeut, care spune așa, măi, eu nu prea cred în vindecarea de unul singur. Știi că există și chestia asta autodidactă. Da. Da, poți să spunem să îți ajustezi cumva comportamentul, poți să scapi de niște metehne, de niște tare, poți să-ți îmbunătățești calitatea vieții, dar ai nevoie până la urmă și de un specialist, de un ajutor de specialitate, ca să poți într-adevăr să vindeci, adică să stai să lucrezi pe rănile respective, pe traumele respective. Ai observat că din ce în ce mai mulți oameni, mai ales acum în ultimii ani, sunt din ce în ce mai atrași de tot felul de terapii legate de spiritualitate. Și holistice. Tot încearcă, da, terapii holistice. Sunt recomandate, uite, aceste terapii? Sunt recomandate atâta timp cât o terapie nu-ți face rău, pentru că tu îți dai seama dacă ceva nu e în regulă. Apropo de corpul, îți dă semnale, da? Da, da, da. Trebuie să fii și atent la corp. Da. Exact, trebuie să fii, în primul rând trebuie să fii atent la semnale pe care ți le dă, mesajele pe care ți le dă corpul. Și după aceea vezi exact ce ți se potrivește. Abar, na, nu știu, unul vrea să facă terapie Reiki, altul vrea să facă Theta Healing, altul vrea să facă Human Design, altul vrea să facă... Există mai multe forme de terapii pe care eu le numesc, și nu doar eu, le numesc terapii complementare, aceste terapii holistice. Deci ele, de fapt, nu înlocuiesc, ci completează o eventuală terapie cognitiv-comportamentală, o terapie, nu știu, ericksoniană, regresia hipnotică, EDMR, metoda ESPER a lui Jacques Salomé, despre care noi am vorbit, și multe alte forme, orientări psihoterapeutice care îl ajută pe om. Și vii cu celelalte în completare, mai ales dacă ești un om care are o deschidere spre spiritualitate. Și noi am mai discutat meditația, rugăciunea, mindfulness, toate astea ajută. Ce recomandă Gabor Mate? Haide, ne spui. Ce recomandă în sensul... Apropo de această cultură toxică, apropo de vindecare. Păi, uite, eu am spus mai devreme și iarăși revin la ceea ce a spus el, pentru că eu am făcut o mică sinteză, neavând cartea fizică, am făcut o mică sinteză, atât cât ne permite timpul, ideile principale din această carte. Mate, de fapt, își aduce și își concentrează atenția către deconstrucția, demontarea acestor mituri ale unei false normalități despre ceea ce ne îmbolnăvește. Da? Pentru că există un spectru larg al bolilor despre care noi am vorbit mai devreme. Leagă punctele comune dintre bolile indivizilor, să nu le luăm ca patologii strict individuale, și declinul coeziunii sociale, oferindu-ne nouă un ghid pentru sănătate și vindecare plin de compasiune, așa cum face el în toate cărțile sale. Scrisă împreună cu fiul său, Daniel Mate, mitul normalității, și accentuez aici, este cea mai ambițioasă și urgentă, și subliniez cuvântul urgentă, carte a lui Gabor Mate, pe care o recomandăm cu drag telespectatorilor. O să cumpărăm și noi și venim acolo la conferință, la poate eveniment. Cine știe, o să obținem și noi un autograf. Un interviu cu Gabor Mate, Doamne ajută să obținem, îți mulțumesc tare mult, Sorin, a fost invitație. O plăcere ca de fiecare dată și ne revedem, mai abordăm subiecte.